ziua, stimați urmăritori ai paginii Didil Productions! 19 februarie este data când marcăm ziua de naștere al marelui sculptor român Constantin Brâncuș. S-a născut la 1876 în satul Habița, județul Gorj, România. Marele artist își începe cursurile primare la Habița și le încheie la Brădiceni. De mic copil avea un temperament neliniștit și cu o puternică dorință de independență. La vârsta de doar 13 ani, vine la Craiova, unde în timp ce lucra ca ucenic, a cunoscut îndemânarea la lucru manual prin construirea unei viori. În dorința de a dezvolta aceste abilități, se înscrie în 1894 la Școala de Arte și Meserii din Craiova, după care absolvă în 1902 Școala de Belle Art din București. La începutul carierei sale, sculpturile lui Brâncuș reprezentau forme umane clasice, iar după ce acumulează cunoștințe și însușește diferite soluții de modelare a materialelor, viziunea artistului devine mai clară și mai puternică, ceea ce îl va face pe Brâncuș să intre în conștiința universală. Din cele mai cunoscute opere ale lui Brâncuș, putem evidenția sculpturile Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului. Opera lui Constantin Brâncuș a transformat cele mai frumoase concepte ale vieții de zi cu zi în forme pure, fără egal. El redă prin sculpturile sale cele mai profunde sentimente. În atelierul său din inima Parisului, Brâncuș avea universul său unic, îmbogățit cu multe elemente și simboluri din cultura românească. De altfel, spre sfârșitul vieții, Constantin Brâncuș a încercat să dăruiască României toate creațiile sale pe care le avea în atelier, dar liderii comuniști de la acea vreme l-au refuzat. Muzeul Național de Artă Modernă din Paris a rămas astfel gazda operelor sale după moartea sculptorului, care s-a stins din viață în data de 16 martie 1957 la Paris.